Distinguished guests, ladies and gentlemen, I'd like to thank you for the invitation. I'm extremely grateful and honored to be here together with you at the opening of this exhibition of Japanese prints. Distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, vreau să vă mulțumesc pentru invitație și în același timp să spun că reprezintă o onoare să fiu aici astăzi la deschiderea acestei expoziții de stampe japoneze. I'm Hiroshi Ueda, the ambassador of Japan. I'm newly appointed and came to Romania just less than 2 months ago. Due to the actual pandemic, this is my first cultural event participating in Romania. Sunt Hiroshi Ueda și am fost numit ambasador al Japoniei în România de scurtă vreme, acum doar 2 luni. Așa că din cauza pandemiei am ajuns ca acesta să fie primul eveniment la care particip în țara dumneavoastră. I'm grateful that it happened to be here at the National Museum of Romania, Romanian Literature. Also, it is a great and pleasant surprise for me to know that Japanese art has so many fans and admirers in Romania, and also collectors such as Mr. George Shelman. Sunt recunoscător că tocmai aici, la Muzeul Național al Literaturii Române, are loc această expoziție și îmi face o mare și deosebită plăcere să constat că arta japoneză are atâția susținători și atâtea persoane interesate în România, ca și colecționari precum domnul George Șerban. Pentru asemenea expoziție decât Muzeul Literaturii, pentru că toată această lume a stampelor Edo, din perioada Edo, din perioada înainte de momentul Meiji, înseamnă și teatru, kabuki, înseamnă și viață cotidiană, înseamnă și erotism, înseamnă tot ceea ce civilizația japoneză a oferit ca imagine Europei. Și nu uitați că sub influența lui Hokusai și a lui Hiroshige aveau să lucreze și Manet, și Monet, și Toulouse-Lautrec, și Degas. Toată această lume occidentală a secolului XIX care a reverberat până în spațiile României. Nu poate așa. Prima sală este zona istorică, zona naturală și curtezanele. Avem un afiș, un banner care descrie pe scurt ce putem vedea acolo. Avem cărți puse la intrarea în fiecare sală, vorbim de cataloge de expoziții sau carte despre arta japoneză, iar în interior mai avem vitrine cu lucrări originale în passepartout, cu inscripții, deci se poate citi, se poate vedea. Prezentăm aici și un film în câteva televizoare care arată cum s-a născut stampa japoneză, cum se produce și ce evoluție a avut ea asupra, cum a spus și domnul ambasador și domnul academician, asupra artei franțuzești.